Sâmbătă, în organizarea Consulatului General al României la Cernăuți, cu eforturile și trud excelenței sale, Eleonora Moldovan, consul general al României, suplinită de spirit organizatoric al primarilor și șefilor de asociații românii din dreapta Tisei, au sărbătorit aniversarea celor 97 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, eveniment la care au participat cu credenționale și delegații din localitățile maramureșene de dincolo de Tisa. Stimați români din regiunea Transcarpați, din Transcarpatia, din stânga și din dreapta Tisei, cei veniți alături de românii din Transcarpatia să marcheze Ziua Națională a Românilor. În Transcarpatia vreau să transmit prin postul tău de televiziune mulțumire guvernatorului Muscalu și prin aceasta să-i spun că îi mulțumesc pentru modul în care se raportează la comunitatea românească din Transcarpatia. Punctul celălalt e un punct foarte important pentru România. E foarte important pentru cele două comunități de peste râu, cum ne-am zis astăzi, din dreapta și din stânga. Și faptul că astăzi am simțit că știu ce înseamnă Ziua României, a însemnat pentru mine foarte mult. Modul în care doamna consul general moldovan a știut să organizeze acest eveniment important pentru comunitate dovedește din nou că modul în care am colaborat în această perioadă și cred că o să mai colaborăm, dăm un sentiment românilor de aici pe care eu acum cu onestitate aș vrea să spun că l-am simțit că e mai profund decât alte dăți. În al doilea rând, aș vrea să transmit tuturor românilor că e bine să știe istoria care ne-a unit, e bine să știe că au fost foarte mulți înaintași ai lor care au iubit și iubesc nația română și de aici lucrurile se schimbă din toate punctele de vedere. Problema cea mai importantă pentru mine a fost astăzi că doamna consul a înțeles că e nevoie să fie în partea asta în care românii din Transcarpatia trebuiau să sărbătorească Ziua Națională a României. Pentru că data de 28, Parlamentul României a decretat-o ca Ziua Bucovinei. O zi foarte importantă, dar trebuie să vă spun că poate putea fi decretată și Ziua Maramureșului, în având în vedere cine a plecat de aici spre unire, câtă suferință a fost și cine sunt acei bravi bărbați de care am vorbit astăzi în cuvântul meu și care cred că trebuie pus într-un credențial cum au fost puși când au plecat în 1918 la Unire. Dacă este să spun să transmit un semnal, este și pentru poporul ucrainean care astăzi își sărbătorește o durere pentru fiii ucrainieni și sincer le transmit cele mai bune gânduri ale mele. Și să considere că dacă am sărbătorit astăzi Ziua României, am sărbătorit o frăție și cu gândul și la ei. Și eu le mulțumesc în numele maramureșenului și poporul român pentru tot ce se întâmplă nou în această perioadă. Și sunt convins în încheiere că vom fi într-o Europa unită, într-o Europa care, dacă sârba ghimbată a fost luată după 89, aceste graniți poate vor reuși să nu mai aibă între noi acele treceri cu vamă. Sper că podul să aibă o singură vamă, cea a adevărului și cea a prosperității. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Odată cu sosirea delegațiilor din Baia Mare, Sighetu Marmației, Oradea, Negreștoași, Bistrița Năsăud, Cernăuți, Ujgorod, Teaciv, oficialitățile susținute de o ploaie ciobănească s-au îndreptat spre monumentul lui Ștefan cel Mare, cel mai român și sfânt dintre toți românii, recunoscut de Rusia, de Ucraina, de Muntele Athos, de papalitate. Cu crucea în mână în acest orășel multietnic și multicultural, Ștefan îi binecuvintează pe cei care trec pe lângă el, fie ei români, ucraineni sau unguri. El întruchipează valorile neperisabile ale unui neam fără pereche și emană o energie benefică, ridică sufletul sus, aproape de Dumnezeu. Об'єднання румунської нації навколо патріотичної ідеї – це дуже хороше знакове питання. Я би хотів, щоб Україна також змогла знайти у собі таку саму силу об'єднати всіх українців навколо своєї патріотичної ідеї, навколо своєї вітчизни.
Такі події, як відбувається сьогодні, таке святкування, воно закладує перші кирпичики у дружбі, великій дружбі народів. Це показує те, що ми маємо спільну історію, ми маємо спільну культуру, ми є частиною європейської нації. За те, щоб рахуватися європейською нацією, сьогодні Україна платить надзвичайно велику ціну. Це ціна життя найкращих синів своєї вітчизни. Я хочу, щоб на прикладі румунської нації, яка знайшла в собі силу і мудрість об'єднатися, ми могли зробити те саме на своїй рідній Україні. Тому я щиро вітаю усіх румунів із їхнім святом. Я бажаю їм мирного неба, перш за все, і щоб у них все було гаразд. Україна прагне до солідарності з європейським народом. Вона це зробила і показала. Європа зробила перші кроки до об'єднання України. Тобто ми підписали рамкові угоди про асоціацію України із Європейським Союзом. Румунія є також частиною Європейського Союзу. Ми бачимо, що за короткий період часу Румунія зробила дуже великий крок у розвитку економіки, у індустрії. І це дуже хороші приклади. Ми маємо з ними співпрацювати, переймати їхній досвід і розвивати своє також господарство. Тобто ми повинні використати в цьому випадку все саме позитивне. Ми не маємо відштовхувати від себе європейську культуру, яку би вона не несла, чи це є румунська, чи це є угорська, чи це є словацька. У Закарпатті є багатонаціональний край. Ми повинні використати все саме краще від кожної нації і зробити наше Закарпаття квітучим. De această dată, conform unei tradiții frumoase, manifestarea a debutat cu depunerea coroanelor și gerbilor de flori la monumentul lui Ștefan, s-au adresat cuvinte alese de felicitare cu ziua românilor de pretutindeni, cum ne-am obișnuit să-i zicem acestei sărbători, cu semnificații adânci. Apoi, preoții din localitățile românești, sub oblăduirea arhimandritului Ștefan Bilețchi, au susținut un tedeum pentru comemorarea eroilor neamului, atât a celor români, cât și ucraineni care s-au jertfit pentru independența țării de obârșie, dar și a celei de suflet. Deci anul acesta m-a impresionat copii, mulți copii care au luat parte la sărbătoare. Asta e foarte bine să le aducem aminte la copii de rădăcina noastră, de unde noi provinim, cine suntem pe pământul acesta. Și știți, Dumnezeu ne dă, ne permite nouă să alegem tot ce vrem, în afară de mamă, de țară și de limba în care vorbim și unde ne-am născut. Asta e nostru, care nu are dreptul nimeni să ne ia. Și mă bucur aceea că în Ucraina, Constituția ucraineană ne permite nouă să avem aceste drepturi și să le respectăm aceste drepturi. Să ne păstrăm așa cum suntem și să le transmitem la copiii noștri. Să ne mândrim că suntem români. Să ne mândrim cu aceasta. Pentru că fiecare naționalitate are frumusețea ei. Dar noi avem a nostru limbă, credință, dragoste de țară, dragoste de pământul nostru și, cum spune un cântec, fie pâinea cât de bună, tot mai rea în țară străină. Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Asta noi trebuie să păstrăm. Că cine nu-și păstrează tradițiile, obiceiurile și limba dată de naționalitatea dată de Dumnezeu, de mama lui care l-a născut, este blestemat de oameni. Noi nu trebuie să ne permitem cineva ca să ne ia ceea ce e a nostru dat de bunul Dumnezeu. Și care nu încearcă să-ți ia nimeni dacă nu dai singur. Da, dacă nu dai singur, nu ți-o ia. Noi, o lege ne permite. Deci numai să avem îndrăzneală să înaintăm, să ne ținem, să arătăm la toată lumea, să ne mândrim că suntem români și să nu ne ascundem pe împărți, hai mai bine vorbesc altă limbă ca să nu zică cineva că eu sunt român. Dar de ce? De ce? Cu ce noi suntem mai ca alții, mai răi ca alții, dar poate suntem mai buni. Acele tradiții, acele cântece, acele îmbrăcăminte, port, cum îl au românii, nu cred că este în toată lumea, în tot globul, pe tot globul pământesc. Deci eu mă mândresc cu asta. Eu mă mândresc că sunt româncă, că sunt bucovineancă, că sunt mahaleancă. Eu mă mândresc cu asta și le doresc la fiecare, mândriți-vă că sunteți români. Trăiască România!
și noi românii să fim, că suntem în sânge, avem o credință, un neam și o limbă. Să trăim mult și fericiți ani! Delegația din Sighetul Marmației, condusă de domnul Pralea Dan, a venit cu daruri la românii din Transcarpatia, dar și cu un program artistic pregătit de ansamblul Mara, cu participarea artiștilor moroșeni Ileana Matus și Mihai Kiș. Aici, directorul Centrului Cultural din Sighetul Marmației, Dan Pralea, a înmânat domnului Ion Botoș, director al Muzeului Etnografic al Românilor din dreapta Tisei, o distincție pentru activitatea depusă în decursul anilor de promovare și prezervarea culturii tradiționale române în Transcarpatia. Un concert extraordinar dedicat Zilei Naționale a României a fost susținut pe scena Casei de Cultură din Biserica Albă de artiști consacrați din câteva zone folclorice din România și Ucraina, publicul dornic de cântec românesc a admirat evoluția în scena lui Alexandru Pugna, Cristina Bugnar, Maria Tripon, Oana Matei, Nicu Cioncu, ansamblul Dor Românesc, soliști ai Centrului Bucovinean de Artă din Cernăuți și artiștii din localitatea Mahala, unde și primarul, doamna Elena Nandriș, e interpretă consacrată. Apoi au evoluat în scenă grupurile folclorice ale școlilor cu predare în limba română din regiunea Transcarpatia și cel al studenților secției cu predare în limba română de la Universitatea de Stat din Ujgorod. Reamintim că în Ucraina din anul 1998 minoritățile etnice au dreptul să sărbătorească oficial zilele naționale ale patriilor istorice. La noi în Transcarpatia, sărbătoarea națională a României este marcată înainte de 1 decembrie, tocmai ca etnicii români din Ucraina să poată participa la solemnitățile din Sighetul Marmației sau Alba Iulia. Și în acest an o delegație impunătoare din localitățile românești împreună cu ansamblul folcloric al Asociației Speranța din Slatina au plecat spre capitala solidarității românilor de pretutineni Alba Iulia pentru a participa la manifestările organizate acolo cu prilejul Zilei Unirii. A fost o sărbătoare de plină, mai cu seamă că aceste ceremonii au fost puse sub semnul Marei Uniri, acte de curaj și mândrie românească înălțătoare. Doamna, pot să vă spun un singur lucru. Eu nu văd de ce vorbim de reapropiere, de reîntoarcere, pentru că ei n-au plecat niciodată din sufletele noastre. Fapt pentru care nu pot să spun decât că noi vom continua pe mai departe aceste sentimente frățești. În ceea ce privește sentimentele pe care le-am avut astăzi, pot doar să vă spun că m-am simțit onorat să sărbătorez Ziua Națională a României printre românii de pe malul drept al Tisei. Vreau să vă spun că dacă voi avea ocazia, voi reveni cu multă plăcere aici și am să încerc să o fac în fiecare an când voi fi în Ucraina la post.
dumneavoastră ați avut privilegiul să cunoașteți mai multe comunități românești. În ceea ce mă privește pe mine, nu am avut acest privilegiu și ar fi nedrept pentru mine să spun câteva lucruri doar despre una dintre ele. Dați-mi voie să revenim asupra acestui subiect împreună, atunci după ce voi cunoaște și eu mai multe comunități românești. Doamne, nu aș putea să fac o comparație, pentru că ar fi iarăși nedrept, dar ceea ce pot să vă asigur este faptul că atât România, în ansamblul ei, cât și Ministerul Afacerilor Externe, se preocupă foarte mult de soarta comunităților românești aflate peste hotare. Le doresc multă, multă sănătate, multă, multă înțelepciune, multă, multă tărie de caracter pentru clipele care vor urma și să fie siguri că atunci când își doresc cu adevărat un lucru și cred cu adevărat în valori și sunt în stare să le apere, acestea până la urmă vor fi acolo. Spectacolul s-a încheiat cu recitalul bucovinenilor, apșenilor și slătinenilor. La ultimul cântec, cei prezenți în sală s-au ridicat în picioare. N-am numărat lacrimile, dar emoțiile au ajuns la gradul incandescenței, la interpretarea unor melodii vechi, așa ca Păsărică cenușie sau Noi suntem români. După o perioadă de peste 20 de ani, de când românii de pe un mal și altul al râului de frontieră Tisa sărbătoresc împreună Ziua Unirii, putem afirma cu mândrie că în asemenea zile România Mare e aici, la noi, în centrul Europei. Astfel, demersul consulului general al României la Cernăuți, vrednica și laborioasă doamna Eleonora Moldovan, cu susținerea tuturor colaboratorilor misiunii diplomatice, a fost unul remarcabil. Dumnea ei a făcut tot posibilul ca românii din Transcarpatia să se simtă onorați acasă la ei de Ziua Solidarității Neamului. Un lucru excepțional pe care a reușit să-l transpună în fapt cu distincția și eleganța ce o caracterizează. La mulți ani România, la mulți ani românilor de pretutindeni! Apoi, Doamne, cum da și e bombă, să joc apărni și să gire ea purta ca la noi în Corova. Apoi, Doamne, cum da și e bombă, să joc apărni și să gire ea purta ca la noi în Corova. Da, ochii să le întoci în țele ca sute, se tine asta la joc să trope cu foc. Totul special care a avut loc în cadrul manifestărilor organizate de Ziua Națională a României în Transcarpatia a fost semnarea acordului de parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Departamentul de Învățământ și Știință Administrației Regionale de Stat din Transcarpatia. Domnul prefect de Maramureș, Anton Rohean, împreună cu doamna Anna Sopcova, director al Departamentului de Învățământ și Știință Administrației Regionale de Stat din Transcarpatia, au semnat protocolul de colaborare. Elevii, pedagogii, studenții din Transcarpatia vor beneficia de dreptul de a studia, de a-și împărtăși experiența și de a se stagia în România pe bază legală.
Ну, в першу чергу я дійсно вперше на святкуванні дні святкування Дні Румунії, але не вперше я на святах, які проводять діти, учні румуномовних шкіл. Це дійсно прекрасні традиції, які я особисто надзвичайно ціную. Я тішуся із того, що наші закарпатські діти надзвичайно талановиті. Підписання сьогоднішньої угоди, я думаю, в першу чергу надасть можливість і дітям румуномовних шкіл, і їхнім наставникам тісніше співпрацювати. Причому співпрацювати на законодавчих умовах. Мене не зовсім радує та ситуація, що на сьогоднішній день ми не маємо підписаного протоколу щодо співпраці між Україною і Румунією. І досить давно цей протокол чомусь не підписується. Тому я вірю в те, що такі маленькі можливості, як співпраця між навчальними закладами Румунії і Закарпаття, будуть поштовхом до того, що наші держави обов'язково сядуть за цей протокол. Тому що ми пам'ятаємо, що випускники румуномовних навчальних закладів, завдячуючи цьому протоколу, мали можливість навчатись у вищих навчальних закладах Румунії. Звичайно, я найбільшою надією жила, що випускники, які завершували навчання в Румунії, що вони обов'язково повернуться в рідне Закарпаття. Більшість так і робить. Але це вибір дітей, тому ще раз підкреслю, ще раз закцентую увагу, що співпраця між Закарпаттям і частиною Румунії, населеного пункту, який ми підписали, Мармориш, обов'язково надасть можливість нашим дітям, нашим вчителям тісніше співпрацювати, навіть в аспектах викладання, методики, покращення методики. І якщо буде підписана угода між Україною і Румунією, то навіть будемо намагатися надавати можливість нашим учителям проходити навіть курси підвищення кваліфікації. Я думаю, що такий протокол... Але ж він був, Ганна Іванівна. Ну, його зараз на сьогоднішній день немає. Тому я думаю, що підписана угода буде поштовхом до тіснішої співпраці. Усі вчителі румуномовних навчальних закладів, вони проходять курси підвищення кваліфікації однозначно. Наші законодавчі документи чітко гласять, що кожен педагогічний працівник має право і можливість проходити курси підвищення кваліфікації на правах вільного вибору. Тобто це вільний вибір. Але ми повинні, державні посадові особи, сприяти тому, щоби курси підвищення кваліфікації наших учителів, наприклад, у Румунії, мали законодавчу силу. От над цим ми і працюємо. І користуючись нагодою і присутністю сьогодні тут, на цьому святі, я в першу чергу бажаю усім людям планети, у тому числі і людям, румунам, у тому числі і українцям румунського походження, напередодні таких гарних новорічних свят, щоб і в нашій державі, і в усьому світі був мир. Це в першу чергу. А потім, звичайно, здоров'я і гарних успіхів усім дітям у здобутті отих найкращих, найцінніших вершин – це знань. Thank you.
Se dușmănește.